domnul director, cum a venit ideea acestei expoziții, această expoziție de expoziții în care sunt atâtea picturi? Fiecare final de semestru, cursanții de la arte vizuale dau un examen. Și ne-am gândit, anul trecut a fost prima ediție, ne-am gândit ca examenul lor, pentru că ei sunt mai vizual și mai doritori de imagine, ne-am gândit să deschidem școala vizitatorilor pentru a le admira lucrările. De aici am ajuns la porți deschise la școala de arte, de la porți deschise la școala de arte am ajuns la partenerii noștri culturali, școli de arte, centre culturale, asociații profesionale și acătă, acum ne-am trezit cu 35 de expoziții în superbe spații de cadrare cu școala de arte. Anul trecut am inaugurat această sală, sala Chantier. Este o sală multifuncțională. Ea a fost gândită pentru spectacole, dar și pentru expoziții. Prima dată când își arată valența artistică legată de arte vizuală. Deci înțeleg că urmează o stagiune de spectacole la dumneavoastră mai amplă? Anul acesta mai amplă? 60 de ani. Vrem să rezolvăm și pe partea exterioară clădirea, pentru că în interiorul, toate stările sunt puse la punct, dar exteriorul a rămas puțin în urmă. La 60 de ani va fi totul gata. Sperăm să... Ce a fost în această clădire înainte de... Cazarmă militară, în 1900, construită. Este un întreg complex cu fântână arteziană, capelă militară. Acum noi suntem într-o clădire. În partea cealaltă este un centru de perfecționare a șomerilor, are ziduri foarte groase, acum este dedicată artelor și culturii, a fost școală de corecție, școală specială, școală jucătoare, ca din 2008 să fie școala de arte a Clujului. Succes!